Caz de-a dreptul șocant, în Alba Iulia, o adolescentă de numai 17 ani a pierit fulgerător în sala de fitness. Se pare că era conectată la aparatul de electrostimulare în momentul în care i s-a făcut rău. Iulia Dumitrașcu știe detalii din anchetă. Bun găsit, Iulia, te ascultăm! Bună ziua și bun găsit tuturor! Tragedia a avut loc seara trecută. Într-adevăr, tânăra în vârstă de 17 ani se afla într-o sală de fitness din Alba Iulia. La un moment dat, din motive necunoscute, în timpul unor exerciții s-a făcut rău. Martorii au sunat de urgență la 112, însă, din păcate, medicii ajuși la fața locului nu au putut decât să constate decesul. Tânăra se afla deja în stop cardiorespirator. Bineînțeles, a deschis o anchetă în acest caz. Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă să stabilească cu exactitate ce a dus la decesul adolescentei. Nu vorbim însă de un caz singular. În luna iunie a acestui an și un bărbat din Constanța a intrat în stop cardiorespirator și a murit în timp ce făcea exerciții în sala de forță. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere! Vizită surpriză la mănăstirea Lainici. Un enoriaș pentru care banul nu este nici pe departe ochiul dracului a descins la cele sfinte cu elicopterul personal. Invitatul special a fost așteptat și preluat chiar de însuși starețul mănăstirii. Pelerinul care a venit cu elicopterul la mănăstirea Lainici este Răzvan Bucuroiu, director editorial la Lumea Credinței, și spune că a început să-i placă să amestece tehnologia cu credința. În urma apariției imaginilor în spațiul public, polițiștii rutieri transmit că fac verificări să vadă dacă îl sancționează sau nu. România ascunde adevărate comori, dar ce păcat că nu toată lumea a învățat să profite de asta. De pildă, într-un colț din județul Vrancea e raiul trufelor și iadul localnicilor deopotrivă. În vreme ce străinii le mănâncă aurul negru din păduri pe bani grei, cei din urmă trăiesc tot în sărăcie, fără asfalt pe străzi și fără apă în curți, pentru că autoritățile locale nu câștigă absolut nimic de pe urma afacerii de milioane. Suntem în Rașca, unul dintre cele 10 sate răsfirate peste dealuri și legate într-o singură comună, Gura Caliței. Zona este mereu sub amenințarea alunecărilor de teren, însă pentru acești oameni, cea mai mare calamitate rămâne clasa politică, guvernanții care n-au avut niciodată ochi pentru ei. Dumneavoastră asfaltați cu fân? Da. Ăsta e asfalt. Fânul? Da. Păi și ar trebui să puneți fân peste tot, ca așa măcar scăpăm de mocirlă. Să pășim pe covorul maro. Cum vă descurcați cu drumurile astea? Aveți ghetele de cauciuc, fără ele? Nu, no, fără asta. Făceați reumatism. Nu, dar nu avem cum să mergem. Suntem animănui aici, animănui. Am avut un ajutor, l-a luat și pe ăla. Săraci au fost de când se știu, dar ce n-au știut niciodată e că trăiesc pe o mină de aur. Pădurea de la marginea satului este una dintre puținele din România care abundă în diamante negre, un adevărat tărâm al făgăduinței pentru cunoscătorii care știu că un kilogram de trufe se vinde pe bani grei. Știți ce sunt acele trufe? N-ați auzit niciodată de trufe? Am auzit acum de ăștia băieți, ăștia pe aici, auzi și eu că vorghește lumea de astea, dar n-am văzut, nu știu ce sare. Dar ce credeți că ar putea să fie? Păi eu știu ce e. Le caută în pădure. În pădure le și cătând, da. Dar cum ar arăta? Ce ar trebui să fie? Ce se face cu ele oare? Păi eu știu. În primul rând, să vă explic un lucru. Noi nici n-am știut, cel puțin noi ăștia bătrânii, n-am știut de problemele astea. Deci, pe tineretul care a știut, altul a spus, altul n-a spus. Adică n-a făcut public să știe toată lumea, bă, uite, noi pe zona de o să avem, avem aici sau avem aici în zonă trufi și un produs bogat, adică care poate să putem trăi sau mai știu eu cum, sau asta. Care a fost din meserii, au venit, au plecat. Și asta-i totul. Totuși, oamenii au constatat cu surprindere că de ceva vreme străinile tot calcă pragul și le-a luat ceva timp să înțeleagă ce caută și de ce vin tocmai la ei în sat. Vin să scormonească pădurea după trufe, ne spune revoltat chiar primarul care e depășit de situație. Domnule primar, așadar suntem în zona cu aurul negru, da, trufa. Da, da. Aurul din pământul nostru. Comuna Gura Caliții. După cum ați văzut, sunt cetățeni care caută trufii. Au venit dacă de dimineață. Dacă n-ar fi găsit, nu ar mai fi venit. Deci vin în continuare
și vin și răscolesc, oamenii fac sesizări către mine la primărie. Și ce spun la acele sesizări? Că le scormălesc pădurile. Dumneavoastră îmi spuneați că au fost mașini în zonă vandalizate, practic, nu? Da, am avut aici niște mașini care m-a sesizat niște persoane, că sunt niște mașini cu cauciucuri tăiete. Și am venit la fața locului, am anunțat șeful de post cu autoritățile poliției. Am venit, ne-am deplasat aici, le-am găsit tăiate toate cauciucurile, le-am găsit pe cetățeni exact acum este acum cu câini, cu astea, au venit și au făcut cauciucurile și au plecat. Străinii și nu localnicii născuți și crescuți aici au descoperit că în acești codri există trufe. Așa s-a ajuns ca turiști de profit din toată țara să vină aici cu câini dresați în căutarea delicateselor. Da, chiar nu-i vedeți? Am ochi format. Ia uite cum trec copaci, ia uite câini. Da, văd cu câinii. Da, ei când o să vadă presa, să duce în urmă. Mă, cei câini de urmă. Câinii care simt mirosul de trufă. Eu am întrebat și pădurarii care am luat cu șeful de la Ocol. L-am întrebat, spune că nu le-au dat autorizație, n-au voie să intre în pădurea lui Ocolul Silvic. Dumneavoastră ați mâncat vreodată o trufă? Nu. Și aici, lângă dumneavoastră, n-am mâncat, trufa? N-am avut ocazia, n-am avut de unde, da. Sunteți curios să știți cum, aș vrea ce gust are? Să fiu curios ce am auzit la ei, un fel de canucile puțin mai mari, un fel de ridichi, cum ar veni, sau ceva de genul ăla, dar nu știu ce gust are și ce fel sunt. Ce paradox, da. Să ai trufa lângă tine și să n-o vezi. Da, da. N-am, că trebuie câini performanți. Păi fiecare aveau 2, 3, 4, 5 câini și ei au venit, că au înțeles că au găsit. De găsit au găsit în zona noastră aici. Și sunt foarte scumpe. Am înțeles că sunt foarte scumpe. Noi nu avem o câini de aia. Pe un câini de la 4-5.000 n-am vorbit eu cu un băiețaș. Cât e un câini de la 4.000-5.000 de ori? Eu n-am văzut în care le place, care la restaurant, eu mănânc la restaurant, eu mănânc ce cresc eu pe bătătură. Și uite așa, deși stau pe o mină de aur, sătenii se plâng că n-au de niciunele. La fel de rare ca trufa neagră sunt și investițiile, recunoaște însuși primarul, care ține să ne arate ce a moștenit de la vechea administrație. Când am venit primar în 2016, m-am confruntat foarte mult cu drumurile. Deci apă, drumuri care au fost praf, deci nu se circulau, erau drumuri de pământ. La care m-am zbătut, dar n-am nici fondurile necesare ca să fac, numai să torn asfalturi, să bag apă, să bag numai cu fonduri europene. Și am niște proiecte cu fonduri europene, am reușit într-un sat, Plopul, de am băgat pe 3 km jumate apă pe fonduri europene, mai am 4 sate care nu am apă. Și acum am proiectele în derulare care voi realiza și proiectul ăsta cu apă la toate satele. La mine este și o zonă defavorizată, la care a fost zona... Înainte a fost defavorizat, acum sunt o zonă favorizată. Ce vă lipsește aici în localitate? Ce n-aveți? Drumul noi ca lumea. Ca să ne... Să avem și noi un asfalt, un drum. Dar mereu așa a fost drumul? Uite, ăsta care îl vedeți, așa a fost. Dacă ați câștigat câteva mii de lei pe lună? Nu, eu sunt mulțumită să fiu sănătoasă, să câștig după munca mea, după terenul meu, după animalele mele. Nu am nevoie de bani mulți. Carnea va sfârâi pe grătare, fasolea cu ciolan va fi gătită în ceaune, iar pe proțap se vor găti purcelușii și berbecuții. Acestea sunt doar o parte dintre surprizele pregătite pentru turiștii care vor merge de 1 decembrie la munte. Românii vor să sărbătorească tradițional, așa că pensiunile și cabanele care oferă o mini-vacanță autentică au aproape toate locurile de cazare ocupate.
Fasolea cu ciolan, gătită în ceaun, este una dintre vedetele din farfuriile românilor, nelipsită de ziua națională. Și grătarele vor sfârâi continuu, iar carnea de porc, mititei sau cârnăciorii vor completa meniul gurmanzilor. De astfel de preparate vor avea parte și turiștii care vor ajunge la munte de 1 decembrie. Acest resort din Bran, cu cabane construite din lemn, este la mare căutare în mini-vacanță. Turiștii se pot caza în 4 căsuțe de dimensiuni diferite, unde au la dispoziție tot ce le trebuie. Fiecare cabană are o zonă exterioară proprie unde turiștii se pot relaxa. Aici a fost montat un hamac. În această zonă există o mică terasă unde turiștii vor putea să savureze masa, iar piesa de rezistență este acest grătar unde oaspeții vor găti toate bucatele în mini-vacanța de 1 decembrie. Cabanele mici se închiriază cu 600 de lei pe noapte, iar cele mari, unde se pot caza cel mult 4 persoane, costă 800 de lei. Cele 4 cabane au fost ocupate cu aproximativ o lună înainte. Ca și toți românii, preferăm de 1 decembrie să punem pe masă produse tradiționale, iar noi în fiecare, la fiecare cabană avem dotare grătar, zonă de ceaună. De mese îmbelșugate și distracție pe cinste vor avea parte și oaspeții care vor petrece mini-vacanța de 1 decembrie la acest hotel bio din Vulcan. Turiștii se vor odihni în cele 45 de camere amenajate în stil săsesc, dar petrecerile se vor ține lanț în restaurantul locației, dar și în curte. Sperăm chiar când sosesc să simtă deja mirosul ceaunului, altfel în alte zi vom avea proțap, bucate tradiționale servite din partea casei. Se va petrece românește, zilnic avem și muzică live. Tarifele la cazare cam de la cât pornesc? Pornesc de la în jur de 100 de euro pe noapte pe cameră. Majoritatea turiștilor caută pensiuni sau cabane unde să petreacă tradițional de 1 decembrie, alături de familie și prieteni. Curte mare, iarbă și, nu știu, să fie undeva în munte, nu de aici. Loc de grătar? Da, pe la Moice, pe acolo, loc de grătar. Sejurul de ziua națională va începe pe 30 noiembrie și se va încheia pe data de 4 decembrie. Startul sărbătorilor s-a dat mai devreme anul acesta. Deși ne mai desparte o lună și jumătate de Crăciun, magazinele sunt deja pline cu tot felul de ornamente și figurine cu moșul. La fel și restaurantele și florăriile. Specialiștii spun că e normal ca oamenii să-și dorească să grăbească sărbătorile în această perioadă dificilă generată de război și de criza economică. Atenție însă, graba strică treaba. Într-un adevărat festival al Crăciunului s-a transformat această florărie din capitală, care a furat startul sărbătorilor de iarnă. În această florărie, spiritul Crăciunului se simte încă de la începutul lunii noiembrie și asta pentru că întregul loc a fost transformat într-un adevărat atelier al lui Moș Crăciun. Iar pe lângă buchetele de flori, clienții pot achiziționa de aici, de la figurine, la globuri, până la brazi gata împodobiți. Clienții sunt atrași ca un magnet. Gri, roz, alb. N-am luat nici pomul să vedem ce șase. Acesta este efectul unui nou trend, cel de a grăbi sărbătorile. Și magazinele din marile centre comerciale abundă deja în produse festive, iar cumpărătorii se găsesc destui. Suntem bucuroși că deja și-au făcut apariția produsele astea de Christmas. Suntem bucuroși chiar dacă nu ninge. Întotdeauna mi-a plăcut când se decorează magazinele, când apar produsele de Crăciun. Întotdeauna mi-a plăcut. Cu toate că anul ăsta parcă un pic cam prea devreme. Aducem produse de Crăciun în magazin de 2 săptămâni în continuu. Prinde foarte bine, de la globuri, beteală, jucării pentru copii. Psihologii spun că dorința oamenilor de a se pregăti în avans pentru sărbătorile de iarnă vine ca să suplinească grijile generate de criza economică și războiul din Ucraina. Avem nevoie de, așa cum am spus, de această compensare. Cu cât în interiorul nostru sunt mai multe emoții negative și mai mult stres interior, cu atât ne dorim să grăbim aceste sentimente de plenitudine, de bine, de control pe care ni le dau cumpărăturile și pregătirile pentru sărbători. Iar pentru cei ce dețin propriile afaceri, trendul sărbătorilor în avans reprezintă o bună strategie de marketing. Patronul acestui restaurant a decorat localul cu peste 10.000 de globuri, 400 de metri de instalație și 10 de figurine pentru a atrage tot mai mulți clienți. În decembrie, până la sfârșitul lunii ianuarie, suntem casa închisă, nu facem față.
De asta și țin decorațiunile până la sfârșitul lunii ianuarie. În fiecare an ne apucăm undeva la jumătatea lunii octombrie. Caruselul decorațiunilor întâlnite peste tot pe unde mergem și săptămânile petrecute în goana după cadouri n-ar putea răpi totuși bucuria Crăciunului. Există evident și un revers al medaliei, pentru că este o formă de compensare care ne ajută pe moment. Poate duce într-un shopping compulsiv care după ce îl efectuăm să avem din nou emoții negative, să avem resentimente că am cheltuit mai mult decât trebuia. Caut de acum și nu știu exact către ce să mă adresez. Sunt foarte multe de vreme. Sunt Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Cristina Dorobanțu. Vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă. La revedere! Meteorologii au emis un cod galben de ploi, valabil până mâine la ora 10 pentru sudul țării. În intervalul menționat va ploua însemnat cantitativ în Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei, precum și în zonele montane aferente, până la altitudini de 1700 de metri. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar cantitățile de apă vor depăși 25-35 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 50 de litri pe metru pătrat. Astăzi avem parte de vreme închisă. Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în Dobrogea și Bărăgan vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie. Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 grad Celsius și 22 de grade Celsius. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În sudul României vremea va fi închisă, cu cer predominant noros. Nu scăpăm de precipitații, iar vântul va sufla slab și moderat. Se anunță 11 grade Celsius la Ploiești și 18 grade Celsius la Călăraș. În interiorul arcului carpatic vremea va fi similară. Vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar vântul va sufla moderat. Mercurul din termometre va urca până la 9 grade Celsius la Cluj-Napoca și 14 grade Celsius la Brașov. Nici în Moldova nu scăpăm de ploi, iar local va cădea lapoviță și ninsoare. Temperaturile vor atinge 2 grade Celsius la Piatra Neamț și 8 grade Celsius la Galați. În vest, atmosfera va fi închisă, cu cer noros și ploi. Vântul va sufla slab și moderat. Mercurul din termometre va arăta 6 grade Celsius la Oradea și 12 grade Celsius la Reșița. În Oltenia, vremea va fi asemănătoare. Ploile nu vor ocoli regiunea, iar atmosfera va fi închisă. Temperaturile vor oscila în jurul valorii de 13 grade Celsius. În Dobrogea, atmosfera va fi mai caldă, dar precipitațiile vor fi prezente și aici. Maximele regiunii vor atinge 15 grade Celsius la Tulcea și 22 de grade Celsius la Constanța. La noapte, cerul va fi predominant înnorat și vor fi precipitații sub formă de ploaie în aproape toată țara. În nord-est vor fi condiții de lapoviță și ninsoare, iar în zonele montane înalte va cădea și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele înalte și pe crestele montane. Minimele nopții vor fi cuprinse între minus 1 grad Celsius și 16 grade Celsius. Astăzi, în București, vremea va fi mohorâtă. Cerul va fi noros, trecător va ploua, iar vântul va sufla moderat. În schimb, valorile termice se vor situa peste normele specifice perioadei. Maxima va atinge 13 grade Celsius. La noapte, atmosfera va fi similară. Cerul va fi mai mult acoperit de nori și va ploua. Temperatura minimă va fi de 8 grade Celsius. Luni, în capitală, se anunță tot o zi închisă. Trecător va ploua, iar cerul va fi înnorat. Mercurul din termometre va indica 10 grade Celsius. La munte se anunță o zi mohorâtă cu precipitații sub formă de ploaie, iar local, în Carpații Orientali și în zona montană înaltă, va ninge. Temporar, vântul va prezenta intensificări pe crestele montane. Vor fi 4 grade Celsius la Păltiniș și 14 grade Celsius la Brașov.